Bine mă cunoaște, știi că țin foarte mult la bărbița mea, tocmai de aia n-am mai stat fără ea de vreo 7 luni. Acum a venit momentul în care să-mi demonstrez dacă mă pot abține din râs și anume, dacă râzi, îți razi barba. Salve șacalilor, ce faceți? Îmi era frică de această zi. Nu credeam că va veni această zi. Am luni de zile, mă, de când am ținut această frumoasă capodoperă. Bine, unora nu vă place. Aceasta este... Bă, nu, bă, Snake, man. Man, sneak. Frate, consumă-ți râsul. Nu trebuie să faci asta. Oh, yeah. Este clar că eu nu voi râde în acest episod. Te vezi pe un îmbrăcat în Spider-Man cu un acordeon în mână și să nu te bufnească râsul. No, să, gata, nu, să mor, gata. Ok. Cu această mască, vă rog frumos, ce este cu această mască? Ăsta-i gândac, mă, nu este spate, nu se poate. Sistemul New York, îi cântă lui Venom. Vrei să râzi? Mângă-i, o să vezi că nu vrei să râzi. Nu, că îl termin. Amuzant, dar nu destul. M-a făcut doar să mă ridic să dansez, dar nu și să râd. Psihiatru, cum mergi cu starea ta de nervi? Starea mea de nervi. Era un cup de... O, că-ți n-a putut Dumnezeu, măte, dacă mă supăr. Fac ce scrivă. De ce mă enervezi? De ce mă enervezi? De ce faci figuri? Mă faci râs la fața oamenii ăștia? De ce faci figuri? Era un cup de... Că-ți n-a putut Dumnezeu, măte, dacă... Este imposibil să nu râzi acea când înjur un român. Este absolut diferit de absolut orice altă nație de pe acest pământ. Hashtag psihiatrie, hashtag caterincă, hashtag nervi. La asta o să pierd, credeți-mă că o să pierd, este imposibil. N-ai cum, cine mi-l-o trini, este imposibil de ce l-am aici. Un bărbat este bărbat când își asumă, fraților, indiferent dacă câștigă sau pierde. Eu mi-asum că o să pierd pentru că știu clipul ăsta. În ultimele 3 zile numai asta am în cap și este imposibil. Na, nu intrăm să nu intrăm în Schengen. Domnule, unde vrei să ajungeți? În spațiu Schengen. În papuce. Drumul ăsta înainte. Și drumul spre spațiu Schengen care este? Urcați cu asta la Băbana, în stânga. Și mă duceți până în papuce. Ăsta e drum. Aici trebuie să o luăm. Da, domnule. Cum e drumul? Se duce așa. Cum e drumul? Prima la dreapta, a doua la stânga și urci cu asta la Băbană. Și te duci în papuci. Nu se poate așa, chiar nu se poate. Bă, știam, n-ai cum, dar eu cu băieții râd de 3 zile aia la clipul ăsta, nu se poate. Nu vă spărați, cum ajungem în spațiu Schengen? Unde, domnule? În prima stânga, faci dreapta, urci cu asta la Băbană și sunt papuci. Ce spațiu Schengen, domnule, făcut stânga, a doua la dreapta și sunt în papuci. Unde, domnule, spațiu Schengen, unde din papuci, domnule? Fiți atenți vocalul cu prietenii mei, ia. Domnule, faci prima la stânga, domnule, urci cu asta la Băbană și sunt în papuci. Unde duci în spațiu Schengen, domnule, papuci. În papuce, domnule, o școlea de-a lui Staia ajuns în papuce. Domnule, o școlea la Băbană, unde în papuce, nu te duci noi în spațiu Schengen, te duci în papuce. Nu mai poate. Bă, nu se poate, bă, trebuie să-mi aduc oglinda. Bă, băieți, fraților, e tot ce mai am că părul din cap e o căzute. Nu o iau pe toată dată, nu o iau cu cap. Iau mai întâi o leacă din barbă, mai îmi las un pic. Dacă mai râd, deși sper să nu râd, îmi iau barba și după îmi iau mustața, nu se poate. Băleu. Fraților, eu am fost atașat de barba asta, nu se poate. Bă, nu se poate. Fraților. Nu. Nu, și asta, nu. Nu trebuia să fac asta, e.
Ue, nu! Ue, zici că-s mexican? Nu! Bă, atâtea luni, fraților, am din vară barba lăsată și iarna aproape. Mă, nu, deci deja arăt ca un ratat, nu, o să arăt ca un prost. Efectiv, o să arăt ca un prost, nu pot să cred, nu pot să cred că am făcut asta. Uite-te la clami, dacă mă cheamă Esteban acum, bă. Uite-te, papuce! Ultimii doi neuroni luni dimineață după un weekend greu. Batbox românesc. Box românesc. Deci dacă simt că vine să râd, mă uit în stânga și mă văd în oglindă să văd ce față de prost am, o iau cu capul. Nu mai râd în viața mea, ești prost. Știți care era fiecare sentiment după ce mă rădeam în trecut? De ce m-am ras? Că arăt că am ratat. Ei bine, va veni momentul să fiu ratat din nou. Următor. Îmi place de Robert. Are și o meserie frumoasă și cred că o să fim un cuplu minunat. Lucrez la o firmă de IT, dar nu sunt ITist. Sunt portar și... Știu. Îmi place de Robert. Are și o nu meserie frumoasă și cred că o să fim un cuplu minunat. Nu a fost la televizor asta. Lucrez la o firmă de IT, dar nu sunt ITist. No. Sunt portar. Nu se poate. Și eu lucrez la o platformă numită YouTube, dar nu sunt propriu zis inginer acolo. Mă uit la clipuri pe YouTube, le consum. Cășor Năstase, să-ți iau la mână. Pică tu aia mână. Cășor Năstase, să-ți iau la mână. Pică tu aia mână. Dar cum Dumnezeu e să zice așa ceva din greșeală? Bă, nici din greșeală nu poți să spui așa ceva. Bă, cum să zice așa ceva nici din greșeală? Băi, la urmă să nu, bă, să vrei să-l înjuri pe unul și zici, bă, tu mă-n morții mei de prost. Bă, ce proastă-i mama, bă. Du-te, bă, că mă duc să o iau pe vaca de mama, bă, care m-a crescut, bă. Cât rezistați fără să beți? Vi se mai întâmplă să beți? Așa. Păi eu dacă nu beau o zi mor. Ce? De cauza, bă, lipse. Dacă nu beau, îi uit gustul și mă costă mai scump. Cât rezistați fără să vezi, cât rezistați? Până deschide la magazin. E aproape, primul iar eu. Mă uit la ceas, cum se răscacără de ziua, să se lumineze. Și sărate. La jupi, îi trăd câinii ca să dea drumul la magazin. Eu închid. Vă mai întâlnesc să mai întâlnesc să vezi? Păi eu de când mă zic că... Eu fac când mă vorbesc așa. Când am venit, am deschis, am văzut direct. În ora că am băut, am văzut că au bătat cu subături, domnule. Lăsă doamne asta, că asta era o glumă așa, nu, că eu nu beau, domnule. Dar e doamne, că-s dragi eu. Am gândit intenționat, domnule, am vrut să răzesc voi. Că nu beau băuturi, domnule, eu beau pe plate. Acum se joată prost ăsta, vară, domnule, că nu știu. O să știu mai bătit, doamne, vreau disbarba. Fraților, la anul și la mulți ani, this is it, fraților. Dar stai să-mi pun așa, frate, ca să mă vedeți și voi cel mai bine. Deci nici nu vreau să mă uit, Deci o să stau efectiv așa, ca să-mi văd doar bărbia, să nu-mi văd fața. Că o să iau cu capul dacă văd fața. Nu se poate, deci eu nu vreau să văd fața. Nu se poate, deci eu nu-mi văd fața. Voi știți cum arăt. Nici nu mă uit în cameră. 4 luni de barbă, fraților, un sfert din anul ăsta. Bă, nu, bă, deci... Nu vreau să mă uite. Fraților, nu mi-am mai văzut gâtul din luni de zile. Ok, 3, 2, 1 și... Ricardo Botella la Sara Mire. Deci că Charlie Chaplin. Dumnezeu Iisus Hristos, dacă nu sunt eu Charlie Chaplin, fraților. Asta este, fraților. Molin. Vă rog frumos să lăsați în momentul acesta un comentariu. Cum arăt mai bine, cu barbă sau fără? Vă rog, spuneți cu barbă. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Nu, deci nu m-am mai văzut așa. Doamne. Bă, de jumătate, dar nu se poate. O, atară că o ratate. Bă, nu vreau. Bă, deci da, o să-i filmez reacția lui mama. Vedem ce zice mama. Mama, vreau să-ți arăt ceva. Bă, mă arăt ca un copil ratat. Hai, că asta bine, mama. Doamne, deci nu vreau. Da.
două sunt urât, uite cum arăt. Mamă, nu te las, mai fii copilul meu, că așa erai de tai, măi, bărbat. Bine ai revenit, Snic, acum efectiv ai brațele mai mari decât ai fața, din nou. Legit, îmi pare rău că am făcut acest videoclip. Deci fratele meu a zis că să nu mai intru în casa asta dacă eu îmi dau barba jos. Deci îmi filmezi reacția acum cât ți-ai ras barba, da? Ia. Boss! Nu mai ești, frate. Tu-ți care de la 1 la 10 cât de rău arăt? Minus 10, ești prost, dai de capul meu cum arăți, băi, și două! Ești urât, nu? Bă, leu, poate! Nu uita să vă abonați, poate avem vreo mică șansă să facem 1.500.000 de abonați până de Crăciun. Mai avem 2 luni, let's fucking go, nu mai avem așa mult. Hai, fraților, să facem 1.500.000 de abonați, nu uitați să lăsați un like dacă mai aveți clipuri de genul. Sper că nu mai vreți. Și să vă mai zic cu multă sfială, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.